Deputatul Uniunii Culturale a Rutenilor din România, Iulius Firțea, a depus săptămâna aceasta un amendament pentru a face posibilă încheierea contractelor de credit pentru consumatori și la domiciliul clienților sau direct online. În varianta de acum, legea nu permite acest lucru, făcând ca în contextul epidemiologic actual încheierea sau distribuirea contractelor de credit să se situeze într-o zonă gri din punct de vedere legislativ. A fost necesară modificarea modului de încheiere a contractelor de creditare. Practic, nu doar pandemia ne forțează să facem lucrul acesta, și legislația europeană. Eram în urmă cu acordarea legislației din România cu cea europeană și am găsit un moment prielnic pe un proiect de ordonanță de urgență să facă această modificare și, bineînțeles, colegii din comisie m-au susținut și, începând de săptămâna aceasta, putem spune că procedurile care sunt astăzi în piață de încheierea contractelor de credit la domiciliu clientului, la cerere online, la cererea clientului sau în centre comerciale unde sunt spații special amenajate, pe lângă sediile companiilor de creditare, se pot încheia contracte de credit. Practic, prin acest amendament, nu am făcut altceva decât să legalizăm practicile de încheiere a contractelor de credit care au apărut din cauza evoluției tehnologice, a digitalizării și implicita pandemiei pe care cu toții o traversăm. Deputatul Uniunii Culturale a Rutenilor din România, Iulius Firțac, spune că există o serie de avantaje odată cu implementarea acestui model. Avantajele sunt cel puțin două: economia de timp. Practic, prin încheierea contractului la distanță, intermediul online sau prin deplasarea la domiciliul clientului, clientul câștigă timp și eu zic că pe termen mediu și lung putem vorbi și de un câștig financiar, pentru că o relaxare a modului în care se încheie contractele de credit permite o concurență mai acerbă în piață, vor apărea mai mulți jucători, vor putea să concureze mai mulți jucători și implicit și costurile de creditare vor scădea. Deci, practic, clientul va putea să acceseze credite mai ieftine. Digitalizarea și delocalizarea acestor proceduri se traduc într-un timp redus semnificativ pentru acordarea unui credit, iar creșterea concurenței în piață va însemna servicii mai bune la costuri mai mici.